așa. Bă, treci, mișcă-te, că-ți dau una acum, dă-te, te doare, dă nu te vezi. Aoleu, treci, Igoaze. Stai așa. Nu mai, mă, nu mai. Mă, legăna, că-ți umplu ciupilicii de mâncare de la rațe. Bă, dracu, de mâncare. Nici nu mai vreau să mai te văd. Auliu Bostanu. Ia. Ușurel, hai. Opa. Copacul. Așa. Așa, stătică. Bă, iar văd pinceață. Flăcărico! Ce-te? Ai gătit tu ceva și e fum în casă? N-ai gătit. N-ai gătit. Firea la dracu. Flăcărico! Hai că moare state! Iar... Flăcărico! N-auzi, fă că moare! Tensiunea și pulsul vă sunt bune. Să vă măsoară acum și glicemia. Mă nenoroc! Mă nenorocitule! Păi tu vrei să mă mor și pe mine? Că dacă mor tu, mor și eu! Dă-i un calmant, doctore. Dă-i zici și mie dă-mă o alifie că mi-a spart simpanii. Da? Auliu! Doamna Flacăra, vă rog să nu mai agitați pacientul, să poate, are nevoie de liniște. Mână că sper că pătrânul ăsta de fraier, ce părere ai! Uite cum am trăit eu toată viața. Vezi? De-aia glicemia mea. Păi cum dracu? Doctore, spune-mi, de ce văd pinceață? Ce zice știința? Poate să fie mai multe explicații. Asta am eu o explicație. Am băut ca porcul. Asta e. Am băut o parfă cu prietenii de business. Lasă, nu aveți voie să vă apropiați de băutură. Nici măcar să o mirosiți. Gata. Cu mirositul e cam greu. Că asta e flăcărico, gata, s-a terminat. Nu mai bei. Dar ce, mă, că eu n-am mai băut? Ia uite, mă, eu trebuie să țin regim, el trebuie să ție pre-regim, că el e bolnav. Dacă e băutura contagioasă, de-aia n-ai voie. Doctor, eu aveam un regim. Dă un pahar pe zi sau pe săptămână. Nici pe ăla nu mai am voie să-l beau. Trebuie să reducem tensiunea intraoculară cu orice preț, să nu se enerveze și regim strict. Ca asta ca un post negru. Brema tale, crezi că vorbești cu nevasta lui Leeceanu? Ce expresiile astea? Că eu n-am înțeles nimica. Ce tensie une intra, nu știu cum ai zis, matale acolo? Ce să faci? Să-l bag la prinsă? Ce să-i fac? Nu, să-i puneți comprese rece pe frunte și să stea la pat. Păi zi prea așa, vezi că ne înțelegem așa? Păi nu uita că vorbești cu o țâncancă, mă, păi, dar ce ăsta stă în pat? Dar lasă că ți-l păzesc eu! Cu bâta, dacă e nevoie, îl păzesc. Nici la tauletă nu las. Îi pui oala sub el, îi dă așa. Vai de viața mea și de mămăița mea, Cristoșelule și măiculița Domnului. Nu mă duceți la spital, mai bine să mă caute acolo. Ce spital, mă? Ce vorbești? Bredon, doctor, ia gata, lasă, gata, că am eu grijă.
grijă de el. Hai, mulțumesc frumos, ți-am dat banii, da? Hai, la revedere! Numai bine! Ce spetal, mă! Termină cu spetalul că-ți fac eu o frecție, cum m-a învățat mămica mea la șa, dracolușa, dă știi cum? Dă vezi și negru pe sub unghi el, vezi? Nu mai pomeni de terii că tărăie mi s-o trage. Ia trage-i cu acela. Ia trage-i, mă, duci. Ia! Uite așa! Uite așa! Uite așa! Ei, bă! Păi nu mai te suci acum! Lasă-mă să te frec bine, bă, bostan! Fii mai blândă, bolundu! Să fie curvili blânde, mă! Că eu sunteți foarte sănătate, sunt eu! Fă, dar mă strâi, fă cu chia franceză de cap! Lasă-mi să respire dreacul! Bă, dar câte șmătă flyer, mă! Cum mă să fie vezeala înapoi și tu ce faci, mă? Pui iar botul în sticlă, mă! Na, că acum iar ești pe întuneric. Nu sunt fă pe întuneric. Sunt pe ceață. A, păi n-ai băut astul. E ceva trecător. E cavalul. Vine, trece. Vezi iar? Acum vezi? Nu mai clepoce atâta de că mă zăpăceai zi, vezi? Fă, nu te pricep deloc. Cheamă pe Steven. Cheamă pe Steven! De ce să-l chem eu pe Steven? Să te duc să bei iarăși, a? Dreacu, să mă ducă la spital, care să pricepe. Da, Steven, am dracu să-ți fie ție. Vezi, Crisfase și băiculița Domnului? Așa repede? Da. Codruț a vorbit cu un coleg. Mâine merge să te vadă. Nu, nu se poate. Nu puteți să faceți o investiție așa mare. Protezele astea costă o grămadă de bani. Eu știu și... Am luat bani pe cartea asta. Mă împrumut de la Aurică. Dacă e nevoie, nu-ți fă tu probleme. Dar nu e nevoie să faceți asta. Eu m-am obișnuit deja cu căruciorul. M-am obișnuit deja cu ideea că nu o să mai merg. Ți-am promis că vom dansa împreună. Domn profesor! Domn profesor! Vino puțin! Bine, m-am găsit! Să-ți prezint pe fata mea. Da, nici nu știi cât de mult mă bucur să te cunosc. Dumneata ești Alina, nu-i așa? Da. Bine. Ce copil este un adevărat miracol pentru o familie, dar... Să-ți regăsești copilul pe care știi pierdut, asta da minune. Mă bucur tare mult pentru dumneata, domnule Cristofor. Dacă nu erai dumneata, ești dintre cea prin minte să o caut. Eu și Alina vrem să facem totul până la capăt. Adică vrem să nu existe nicio îndoială. Da, am înțeles, testul ADN. Da. Da, am promis că vă ajut. Care-i problema? Da. Bine. Are cine să vă ducă în oraș? Da. Da. Bine, mă duc să o îmbrățișez pe Camelia, pentru că am câteva zile de coșmar în spital. Probleme la spital? Da, am o operație mai grea. Și de regulă mă mut acolo. O secundă. Îmi pare tare bine că m-am pus. Și mie mi-a părut bine. Deci vă aștept, da? Vă aștept, mă duc la... La 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 la. Oh, ce onoare! Să rămână, să rămână. Ești bun, doctore! Oh, rău! Ai venit în cație. Da, păi când... când o femeie așa frumoasă și senzuală cere ajutorul, trebuie să fii tâmpit să nu-i oferi. Senzual?
Da. Ai limba dulce. Îmi place despre tine, Maxim. Mulțumesc. Da. Dar despre ce problemă e vorba? Oh, doctore. Am o problemă. O problemă? Mică, mică, pe suflet. Ah. Și mă gândeam că poate ai mai tale vreo pastilă să scap de ea. Nu, am tot felul de pastile. Dar nu le ai la tine, da. Sau ce? Nu le am la mine, dar o să trebuiască să ieșiți cu mine în oraș pentru asta. Păi da, nu ți-e rușine ce o să zică lumea dacă te vede cu o țigancă burâtă ca mine? No, sincer să fiu puțin în pas așa de ce zice lumea. Da, să înțeleg că e un da. Da. Da, cu o condiție. Vă ascult. Dacă vii și tu mâine la lansarea primului meu disc. Oh, dar cum să nu vin? Da? Normal că vin, sigur că vin. Eu sunt Paul, nici n-am apucat să facem cunoștință. Rodi, ia nume de scenă. Da, știu. Nu-i nimic, nu-i nimic. Se mai întâmplă. Ne auzim mâine la un telefon atunci, da? Desigur. La revedere, salut mâine. Pa. Te aștept, da? Da, hai. Sigur. Pa tu. Te pup. La revedere. Ce trebuie mie state cu toate fentele lui? Îmi place de doctor. E mișto gagea. Și cred că e bărbat. Da, mă, deci fii, dacă tu mă bați pe mine, dacă ajungi la cea unul înaintea mea, eu îți dau ți-o plasă. Să moară mama dacă nu. Ce să facem? Bați, mă, să o pună căruță, ce dracu? Dar ce contează, băi? Frate, hai, gata. Dacă te prind că te uiți la ea, să te dau afară. Hai, deci, hai. La semnalul meu, când bat aici, atunci o să pleca, gata? Hai, mă, stai, 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 stai. Hai, pe locuri, fiți gata? De. Ce faci, bă, topitocule, că n-am văzut în asta, n-auzi? Hai, hai, hai! Hai, mă! Hai, repede, hai, hai! Galerie mare, hai, hai! Și... 1, 2, 3! În care îmi dați tot să mă cac. Nu-ți dau nimic, amă. Hai de luat. Cum nu? Băi, dar am câștigat. De ce faci așa acum? De ce? Uite că stici? Așa vrea mușchii mei. De. Te ostici, mă? Vedeți, bă, cum face. Băi, dar te-ai pus aia în față, nebunule, dar care... Dar nu te-am pus eu, mă. Cine am pus-o? Că n-am pus-o eu acolo. Tu l-ai văzut când am plecat? Băi... Gata, hai. Bă, tu lasă-l că știu că ții cu el, cum trebuie să-i dea plasmă, da? Da, mă, hai de luat, dă-te de acu. Gata, mă, câștigat. Da, câștigat. Bre, doamnă, și ce are fata lumătale? Sifilis. Sifilis. Fifilis? Aoleo, e de rușine asta. Păi, besfăr! Că dacă te frești cu toți fraierii, de-aia faci fifilis. Vezi? Că fetele cinstite e sănătoase. Bre, dar de ce-a făcut ea fifilis? Băi, băiatule, tu ai vorbit cu doctorul să-i spui că de mine e vorba? E fetiță. Cine? Băiatul cu care vorbesc eu? Da. Tătiță, fii atent la mine. Pune mâna pe telefon și sună pe doctorul și spune așa, e vorba de state potocovarul. Cine e ăsta? Domnule doctor, domnul... Potcovaru, state Potcovaru. State Potcovaru nu mai are răbdare, ce-i spun? Da. Ce-a zis? Să mai așteptați puțin. Mai aștept. Auzi, mă? Cât puțin. Mai?
copii. Dar nu mai m-a dus la spital ăsta? Că am învățat aceea numai prostii. Ce ți-a zis doamna asta? Că știi de ce ai probleme cu cucu? Că dacă o frezi de capul tău prea des așa, ai probleme și cu cucu și cu capul. Auzi, fă, ia, întreabă-le tu pe femeile astea. Ce zice de femeile cu clanța mare care ai? Dacă o zgutuie ele des sau o să aibă probleme cu dânsa din cauza la fumii mei. Da. A? Ia, întreabă-le. Păi, nu. Domnul doctor vă așteaptă, domnule. Mă așteaptă? Da, da. Bine. Ia du-te tu mai bine acasă. Da? Ce? Să nu fac aia vreo prostie. Că te omor la două oră. Da. La ce număr să mă duc? La 7. 7? Stai prea lângă fata asta cu fritilița acolo și ai grijă de ea. Am aici necesarul de subzistență pentru 25 de familii, bărbați, femei și copii. Și restul ce am discutat. Deci, putem să-i ajutăm, da? Da. Ar trebui să ne grăbim, să nu înceapă iar să plouă. De acord. Eu aș mai vrea un singur lucru. Da. Să trimiteți un om de aici din șatră să asiste la toate demersurile, la cumpărători. Bă, de ce, domnule Eric? Noi avem încredere în matale. Dacă nu aveam, nu era cea la masă cu noi acum. Sunteți printre puținii oameni de la ONG-uri care nu doresc să ne înșele. Este mai bine. Și oricum va fi o experiență bună pentru data viitoare dacă eu nu voi fi aici. Ai loc. Bine, fiul meu, Gianni, te va însoți. Și așa vrea să fie el șef într-o zi peste oamenii ăștia. Unde se pot opri? La cumpărători. Da. Lasă-mă, bre, că n-am timp. Auzi? Vreau și eu niște bani cu împrumut. Le bag și eu niște benzină. Păi bine, bă! Nu te bătai tu cu pumnul în piept că vrei să fii bulimace, să fii responsabil, să fii șef. Te tragi la fund acum? Hai de prea mă lași cu astea, cu bulipoșela asta. Îmi dai sau nu-mi dai? Bă, lasă, dracu, motoreta aia în pace, că e periculoasă, mă. Bă, dar n-am văzut așa ceva. Ia bine. Trimite pofitul ăsta mare să se duce, că așa nu face nimic pe lumea. Mă duc. Unde mă duc? Dacă vreți, mă duc și la Suceava, mă duc pe jos. Nu, mare, mare, mare. Uite, însoțești pe domnul Eric să cumpără ceva de la un magazin, de la ceva, știe. Mă,